Un proiect așteptat în Comuna Miroslava este al centurii ușoare urican care ar permite locuitorilor să folosească o rută alternativă pentru accesul în Ieși. Șoseaua de centură este un proiect avantajos și pentru comunele învecinate, Voinești și Horlești, dar și pentru restul comunelor din zona metropolitană. A fost semnat autorizația de construire pentru poate cel mai așteptat proiect de infrastructură în zona metropolitană a municipiului Iași, și aici mă refer la centura ușoară, practic modernizarea unor sectoare de drumuri județene, ce însumează în total 73 de kilometri, traversează numai puțin de 11 comune și dincolo de o infrastructură modernă va da posibilitatea tuturor participanților la trafic să, să călătorească în condiții de normalitate sau de civilizație. Este un obiectiv mult așteptat din întreaga comunitate ieșeană și, practic, suntem astăzi cu proiectul Matur, așteptăm doar instrumentul financiar și aici mă refer să se deschidă apelul prin fondurile europene în exercițiul financiar 2021-2027.